seara, sunt Natalia Chepenea. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Unic sunt băieta, mă vă speciala. E greu tare. Nici puteri nu mai avem de acum. Într-o după-amiază de vineri, Gheorghe Moraru din Frumușica a dispărut fără urmă. Băiatul de 16 ani a ieșit din casă și nu s-a mai întors. Deci nu vreau să vorbească și a ieșit afară și a confuzit. Rudele și prietenii lui Gheorghe au răsculit tot satul pentru a-l găsi. La o zi de la dispariție, tatăl și amicul băiatului au dat de el. Zăcea fără suflare în via părăsită din apropierea satului. Iată, aici este locul unde l-am găsit pe Gheorghe mort. Capul lui era aici jos. Da, el așa era jos și înghemuit. Moartea lui Gheorghe rămâne un mister și astăzi, chiar dacă singura versiune oficială este suicidul. Dacă era să găsesc leațul la gât, poate credem, dar dacă l-am găsit jos, nu cred. Dar e tu putrezești, dar cineva stă și se primă pe drum. Ce lucruri stranii s-au întâmplat cu puțin timp înainte ca Gheorghe să dispară? Care este versiunea apropiaților băiatului, care au pornit propria lor anchetă? Și cum răspund cei pe care familia adolescentului îi crede vinovați de moartea lui Gheorghe? Aflați astăzi! Părinții lui Gheorghe nici pentru o secundă nu acceptă că fiul lor putea să-și pună capăt zilelor. Natalia Rusu, mama băiatului, a venit în platoul nostru să ne spună de ce crede că feciorul său a fost omorât. Natalia, vă așteptăm! Bună seara, Natalia. Condoleanțele noastre. Spuneți-ne, vă rog, ce vă amintiți din ziua aceea când Gheorghe a dispărut? Eu eram dusă la caholul, la o pomană la bunica. Și băiatul dimineață s-a trezit și mi-a dat 400 de lei și a zis că n-am mamă la drum și să iei un pachet de sodă. Era atât ghini cu dânsul. Atât v-a spus sau ceva? Nimic nu ne-a mai spus. N-ați mai reușit să vorbiți cu el? Când v-ați dat seama că ceva este în neregulă? Când mi-a fată de la învățat, de la caholul, cei mai mari, Valeria. Pe la ce oră era? Pe la vreo 4 și ceva. Dumneavoastră deja v-ați întors acasă? Nu m-am întors, eu sâmbătă. M-am întors când mi-a spus că l-a găsit mort. Și atunci v-a sunat la telefon? Mi-a sunat fata și mi-a zis, mamă, jora era schimbat când am venit de la învățat, era schimbat pe față și a ieșit și a fugit. Zic, cred că pe la prieteni, pe la de-a lui. Dar de ce a ținut să vă anunțe despre asta? Nu v-ați gândit? Nu m-am gândit niciodată că el așa. Dar fata era alertată atunci când v-a sunat? Părea să fie deranjată de acest fapt? Nu. Ultima care l-a văzut pe Gheorghe în ziua dispariției este sora lui mai mare. Fata ne-a povestit despre starea în care era băiatul atunci când a plecat de acasă. Să vedem ce își amintește ea. În jurul orei 4 am ajuns acasă și fratele meu era schimbat la față. Și am început să discut cu dânsul, am văzut că nu era în apele lui. Întrebat cum la școală, el pe mine m-a întrebat. Și m-a rugat să mă să-i fac mâncare, dar mâncare era. Și eu îl întreb și așa, supărat, schimbat. Și el a început să fugă și n-am mai zis nimic. Era gălbui, de foarte bine că era schimbat la față. Pentru că era speriat. Nici n-am vorbit foarte mult pentru că el repede a plecat. S-a încălzat și a luat chipiul. Eu m-am gândit că el poate s-a dus la vreun prieten, că el se mai ducea la prieten, dar venea seara acasă. Și unde i-a apucat în ce parte s-a dus? S-a dus prin Harman în deal. Nu la loc, eu am fugit pe dânsul și nu l-am văzut. Am fugit și am crezut că-ți vii acasă. Și m-am întors acasă și i-am spus mama. Am sunat-o. Natalia, totuși vreau să vă întreb, atunci când fiica v-a sunat și v-a anunțat că Gheorghe, uite așa, a schimbat la față, a plecat de acasă, v-ați gândit să faceți ceva, să întreprindeți ceva, să mai sunați pe cineva? Eu tot o sunam și întrebam, nu a venit. Și a zis că nu a venit, tatăl era pe deal la cules. Și zic că când vine tata, zi, spune să mă suni. Și m-a sunat și a zis că era vreo ora 7 seara când de acu o venit soțul de la
la lucru și îl întreb, nu mai vine, te faci că nu a venit și m-am mai uitat pe Tiharman, pe Sarai, poate ceva, cine știe de la fortul ăsta, cine știe care a fost în sat, s-o spăriat sau... Așa. Și pe urmă am și stat... tot nu apărea, nu apărea și... a venit noaptea și tot nu apărea. Dar mă întreb, de ce nu ați anunțat poliția? Spune că amușa s-apară, că știi că el vine acasă, niciodată nu a fost că să nu vină. Bine, când vine deja noaptea, începi să te alertezi, nu? Copilul... Am mai sunat pe la el prieteni. A mai dispărut așa de acasă? Nu, au mai fost vreun caz din nu asta? Nu a fost niciodată. Niciodată nu a dispărut sau nu, nu a vrut el să fugă? El își cere voi, dacă vrei să duc undeva, el își cere voi. Dar dacă se certa cu voi? Dar nu s-a mai certat el cu noi niciodată. Era un băiat ascultător. El asculta el pe noi la orice lucru, ne ajuta la orice. Haideți să vedem ce ne-ați mai povestit despre Gheorghe. Atenție la ecran. În amintirea părinților, Gheorghe a rămas un puști vesel și plin de viață. Natalia Rusu povestește că feciorul ei era copilăros, întrucât se afla mai mereu în gașca celor mai mici ca el. El era glumat, era... El... Șări era visiole, dansa, să mai schemonosesc, mai... Era copchilăros, el copii idealizea și 11 ani să jucă. Singurul băiat din familie, Gheorghe, venea oricând în susținerea celor trei surori ale lui. Mama băiatului spune că fiul ei nu se ferea niciodată de muncile de prin gospodărie și era de mare ajutor. Dușe vaca la pripon în parce, pe toloac, când a ieșit, o dușe la toloac. Nu, el nu stăte degeaba așa... Și cu instrumente de altață, el s-o ocupa și la bicicleti, și la tot ce le să vără el. După absolvirea celor 9 clase, Gheorghe a decis să-și ia răgaz un an, timp în care să chipzuiască alegerea profesiei. El a zis că dacă să-mi fac bani, eu să mă duc de ceva o profesie. La ei săi 16 ani, Gheorghe știa deja ce înseamnă munca și prețul banilor. Pe timp de vară s-a angajat paznic la o livadă de piersici, iar apoi muncea cu ziua la construcția unei case din sat. Ne-a ascultat și lucrat tare mult. Am făcut, s-a dus și îmbrăcat și-a luat o calon câte asta mitic. Faci că eu vreau să am și eu cătăți băieți. Tăria, totuși, nu înțeleg de ce atunci când Gheorghe a dispărut și înțelegeați că nu mai vine și că s-a întâmplat, putea să se întâmple ceva, de ce n-ați anunțat poliția? Dacă nu a știut că el a să se întâmple așa, că n-a să mai revină înapoi acasă. Condoleanțele mele, e foarte greu, într-adevăr. Eu vreau să întreb neastră, atunci când ați observat deja că băiatul nu vine, ați încercat să-l apelați? Anume să-l sunați? Am mai sunat, el nu avea telefonul la dânsă. Am mai sunat pe prietenul, că nu l-a văzut. Nu. După mormântare, mi-a spus prozaviața de la magazin că el s-o cătăi cu bicicleta pe prejurul acolo, la magazin acolo. L-a era văzut ea în ziua aceea, da? Era, a zis că era visiol, de vreme că era, de oara două așa era. Ei, și el probabil după ora două s-a întors acasă. S-a întors acasă, a lăsat bicicleta și când a venit fica de la școală, pe el era schimbat. S-a întâlnit cu cineva, poate, sau nu știu. El are banii lui proprii? Ați spus că când ați plecat în satul vecin, el v-a dat 400 de lei. El are banii lui, munciți, nu vă-i dă dumneavoastră pe strada dânsul? Ne dă, dar el a vrut să strângă pentru motociclet. Tatăl i-a zis că dacă n-a să ajungă, îți mai adaug și eu și să iei motociclet. El vrea tare motociclet să iei. Dumneavoastră știați câți bani are el? Avea 1000 de lei, avea la dânsul. El mi-a dat 400 de lei și el singur a zis că pe ăștia, mamă, dacă vrei, ne leși, nică ne trebuie să iei un motociclet. Mai adaug că el umbla la stroică în sat și ajuta omul la lucru. Din cele care spuneți, dumneavoastră este că aveți o familie la cale, cu o educație corectă, copilul era orientat spre viitor, avea scopuri bine fixate, comportament adecvat cu relația adecvată cu părinții, susținerea mamei, grijă față de sora, sora, viceversa. Adică este un comportament absolut normal, uzual, a unui băiat crescut, a unui băiat fără accentuări de personalitate, care avea scopuri și imediate și scopuri mai îndepărtate. Nu pare a fi un om care premedita un suicid și care purta o piatră aici pe suflet.
În această seară discutăm despre drama Nataliei Rusu din satul Frumușică, raionul Cahul. În urmă cu 3 luni, femeia și-a pierdut fiul de 16 ani. În timp ce oamenii legii susțin versiunea unui suicid, rudele băiatului cred că el a fost omorât. Sora lui Gheorghe povestește că, înainte de tragedie, băiatul a fugit de acasă speriat. O zi întreagă, rudele l-au căutat cu disperare. Cel care a descoperit cadavrul este prietenul lui Gheorghe, Constantin Bejenar. Tânărul a venit astăzi în platoul nostru să ne povestească cum l-a descoperit pe amicul său și ce a observat în locul unde l-a găsit. Constantin, te așteptăm! Te rog să-mi spui când ai pornit în căutarea lui Gheorghe și de ce anume tu? Am pornit în căutarea lui Gheorghe a doua zi după ce a dispărut. Te-a rugat cineva sau a fost inițiativa ta proprie? Tatăl lui. Așa. M-a rugat să ne ducem să-l cătem că a dispărut și el niciodată n-a dispărut așa mult timp de acasă. Și noi ne-am dus într-un pământ părăsit. A fost vie acolo. Dar de ce v-ați dus anume acolo? Pentru că tatăl lui a spus că el strângea nuci de acolo. Ultima vreme, da? Și da. Putea să... Și s-a gândit, poate strânge nuci sau... Și ne-am dus, am ajuns acolo și... V-ați despărțit cu tatăl lui? Da, tatăl lui s-a pornit mai la val, iar eu am luat-o mai la deal. Și mergând tot așa, am văzut întâi un pachet jos. Și a început să-i se zbată inima și mă gândeam că să-l găsesc, oare nu? Și mergând tot așa, l-am văzut pe dânsul jos. Unde era? Jos, la pământ, lângă un copac. Să ne descrii locul. Unde l-ai găsit? La pământul cel părăsit. Și l-am văzut jos și nu m-am gândit la nimic rău. Am crezut că doarme. Mi-a părut deodată o glumă. Zic, nu o strec să-l trezesc, să Dar de ce ți s-a părut că doarme? Da, păi el era într-o Din poziție. Cauza poziției lui? Da. Dar cum era? Să ne-o descrii, te rog. Stătea jos, cu mâna sub cap și strâns. Ghemuit? Da. Cu mâna sub cap, de asta și ți s-a părut că doarme? Da. Și m-am apropiat mai aproape de el și l-am strigat, jora, scoală. Și el nu mi-a răspuns nimic. L-am atins, am pus mâna pe el și am văzut că el era tare, da. Și după asta l-am anunțat pe tatăl lui, l-am strigat și tatăl lui a venit. Hai să vedem locul unde l-ai găsit pe Gheorghe. Atenție la ecran. Iată, noi pe aici l-am găsit pe Gheorghe, aici ne pământ dispărăsit. Iată, aici este locul unde l-am găsit pe Gheorghe mort. El stătea aici în locul ăsta, era capul. Aici, Ian. Și stătea înghemuit așa, cu mâna asta sub cap și asta, Ian, la spate. Și picioarele strânse. Și chipiul lui era aici, Ian, și capul lui aici, Ian, era. În locul este, Ian. Și uitați-vă ce depărtare este de la creangă, care era ninată sârmă. Constantin, te rog să ne spui, la locul unde l-ai găsit, în locul unde l-ai găsit pe Gheorghe, ai mai observat ceva? Nu, am observat doar o bucată de sârmă, de vreo 30-40 de centimetri, era agățat în copac. Sigur nu era mai lungă? Nu. Iar gâtul lui cum era? Nu avea nimic la gât, n-am observat că nu l-am atins, nu l-am întors. Dar nu avea nimic în jurul gâtului? Nu avea nimic. Dar zi-mi, te rog, ți s-a părut cumva stranie poziția în care l-ai găsit pe Gheorghe? Zicea inițial că ți s-a părut că doarme, da? Dar când deja era clar că Gheorghe nu mai este în viață, ți-ai pus niște întrebări? M-am gândit că el nu putea să se ucide singur. Atunci când au venit polițiștii, ei au mai descoperit și alte lucruri în locul... Nu au descoperit nimic. Doar au luat căsica aceea de sârmă din copac și gata. Doar aceea? Da. Alte obiecte? Nimic? N-au mai adunat? Nu. Dar tu ai fost atent? Da, m-am uitat atent. Și după aceea i-au spus că am mai găsit o bucată de sârmă. Era jos. Uh-huh. A spus că
care a fost legată de gâtul lui. Dar deodată eu n-am tras atenția el să aibă ceva la gât. Natalia, ce v-a spus ulterior la poliție? Ce versiune au avut despre moartea lui Gheorghe? A zis că el singur s-a spânzurat, dar nu a avut cum să spânzure. El n-avea nici o leață, nici la gât. Și cum ședea el jos, eu nu cred singur să ușesc. Noi am vorbit cu reprezentanții procuraturii ca să aflăm despre circumstanțele în care Gheorghe Moraru, de 16 ani, și-a pierdut viața și dacă se examinează și versiunea unui omor. Iată ce răspuns am primit. Într-o fâșie forestieri a fost depistat cadavrul minorului Moraru Gheorghe. Pe gâtul acesta a fost observat un șanț de spânzurare specific suicidului. La fața locului, într-un copac, lângă care se afla cadavrul, a fost depistat o sârmă cu lungimea de 1,5 metri, iar la sol, lângă cadavrul, a fost depistat un fragment din sârmă, dată cu lungimea de 30 cm. Au fost audiată inclusiv și sora minorului, care au spus că în ziua aceea au venit fratele acasă. A început să fugă de acasă. El lusor a zis că se duce la să se spânză. Și ea a fugit în urmă lui, nu, nu a reușit să ajunge și ea că ei au găsit pe dânsul spânzărat. Se examinează și versiunea unui omor? Noi examinăm toate versiunile, dar până când nu sunt bănuiți. Și acum noi facem tot posibil să stabilim adevărul. Urmează a fi dispusă expertiză psihiatrică post-mortem, să stabilim dacă el putea să se spânzure. Ce anume, Natalia, nu este adevărat? Nu, mi-a spus deodată că o găsesc sârma de 1,5 metri. El trebuia să ne arăte nouă în față, dar nu ne-a arătat nimic. Dar a zis sau nu Gheorghe surorii sale că se duce să se spânzure? Pe mine fraza asta a procurorului Nica nu-i drept și-a spus. Nica nu-i drept. Procurorul l-ați auzit? Am auzit, dar nu-i drept nici scrisoarea și nu-i drept și-a scris acolo, nu-i drept nic. Gheorghe i-a spus surorii sale că se duce să se spânzure, așa spune procurorul. De unde a luat-o? Ea asta a scris de la dâns, dar nu-i drept asta. Fiica v-a zis, sigur, că Gheorghe nu a zis așa ceva. Cum a fost și gata, el nu ne-a zis de vorbile astea nic. După, e logic, dacă ar fi zis că eu mă duc să mă spânzur, fiica nu a avut să aștepte atâta timp. Ea bătea alarma din start și aici alarma nu a fost bătută. Oricare om normal ar fi reacționat prompt. Și atunci semn de întrebare, într-adevăr, o fi zis el așa cuvinte în viziunea mea, nu? Constantin, dar tu, din câte știu eu, pe lângă prietenie cu Gheorghe, erai și prieten cu sora lui, nu? Da. Sunteți prieteni apropiați. Poate ție ți-a zis ceva? Nu mi-a zis nimic. Totdeauna el era vesel, nu avea nimic. Nu se certase înainte sora cu fratele la asta? Nu se certau. Ce vorbeau împreună. Diferența dintre ei este destul de mică, nu? Un an de zile, da? Nu este chiar sora mai mare, să zicem, mult mai mare. Deci erau cam aproape de aceeași vârstă. Nu am auzit sfădească la asta, eu nu cred. Spuneți, vă rog, ați spus că nu credeți în suicid, fiindcă era jos un leaț, da? Așa ați spus la început, da? Nu era leaț. A, nu era. I-am zis că nu era. A, nu era laț. Nu am găsit nici la gât, nici leaț, nici lângă dânsul, n-am văzut nic. De asta și zic că nu. Vă rog să nu vă supărați mai uitați pe drumul. Ați spus că ați primit o scrisoare și scriu ea acolo. Ce fel de scrisoare ați primit? La procuratură? Da, o scris multe de toate care nu e adevăr. Eu înțeleg că de 1,5 metri, eu vapșa nici n-am văzut, nimeni nu văzut așa. A fost multă lume pe deal când l-am găsit pe băiat acolo. Haideți să stabilim. Procurorul spune că ancheta continuă. Dumneavoastră ați primit un document despre ce? Despre încetarea anchetei, fiindcă de regulă îi se trimite cetățeanul un document despre finalizarea anchetei. Pe când procurorul ne spune că urmărirea penală continuă. Ce document ați primit dumneavoastră? Nu țineți minte? O zis că a să mă suni pe data de 12 și să mă chem iar la poliție și o trecut de acolo o săptămână, două și nică nu mă cheamă, nici nu mă sună, nimic. Haideți să vedem ce spune expertul nostru, medicul legist Ion Cufșinov, despre o posibilă înscenare a unui suicid. Atenție la ecran. Întrebarea principală la spânzurare, într-adevăr, este una singură. S-a spânzurat de sine stătător, deci este un act de suicid într-adevăr,
sau este un accident, sau este un umor mascat sub spânzurare. Nu este un mare lucru de a duce victima în stare de inconștiență sau la o stare unde ea nu poate opune rezistență și de a realiza un act asemănător 100% cu suicidul. Dacă în apropierea celui care realizează un act de suicid prin spânzurare sunt obiecte dure contundente, cum ar fi tulpina copacului, cum ar fi un stâlp, cum ar fi peretele, un dulap, ușa propriu-zisă, dacă spânzurarea are loc, fixarea lațului de mâner și așa mai departe. În rezultatul convulsiilor, dar ele numai decât au loc în faza aproape de cea terminală, când persoana este fără cunoștință, dar se zbate, atunci are loc lovirea corpului de asemenea obiecte și se pot produce leziuni corporale. Poziția este ultimul lucru în care îl prinde moartea pe om. Dar să începem cu faptul dacă el a putut să cadă. El poate să cadă numai într-un singur caz, când lațul nu rezistă greutatea sau în timpul convulsiilor și se rupe. Cine l-a găsit primar, hai să-i spunem, primul care l-a găsit, el trebuie să explice dacă l-a găsit în poza asta, dacă nu i-a schimbat poza și așa mai departe. Și pe urmă de acum rezultă, reieșind din înălțimea copacului sub care l-au găsit, de locul unde a fost fixat lațul, pentru că locul numai decât trebuie să rămână. Și în locul unde este fixat lațul de obiect, acolo rămân urme de la laț, deteriorări, atât pe coaja de copac. Cum a spus domnul expert, că pe creangă trebuie să rămâie coaja să se ieie, dacă... Și nu era luat coaja de pe copac. După... Deci nu erau niciun fel de zgârieturi sau semne? Nu era. Dacă ai fost la fața locului, când au venit polițiștii, poți să spui ce au făcut toți acolo, care au fost, trebuie precis să vii și procurorul la fața locului? Eu, cum să vă spun, a venit polițiștii, s-au uitat, au luat sârma din copac, fumau pe acolo. În orice caz, n-am observat până la urmă tot, că eu am plecat de acolo, eu eram speriat tare. Eu filmat acolo, dar nu ne-a dat o zis pe știu luni de zile, să-mi dea rezultatele la filmarea care, unde, cum l-a găsit. Și am întrebat pe doamna care m-a cercetat și a zis că noi nu știm nici de rezultat, nici și rezultate vreați voi la noi. Prima ce am atras atenția, asta au fost genunchii lui, deoarece avea bătături la genunchi și erau plini cu pământ. Dar mai este și altă chestie. El putea fi adus la aceea ca să-și facă suicid. L-au ținut într-o casă părăsită acolo, nu departe de locul unde noi l-am găsit și acolo nu trăiește nimeni prin apropiere. Nu mă faceți, vă rog, furios dacă îmi spuneți că poliția nu v-a interogat pe acest subiect, pe dumneavoastră. Nu. Și acum să ne spuneți și pe cine bănuiți de omor. V-ați dat seama că ceva este în neregulă? Când a venit fata de la învățat, la Cahulu, ne-a spus că l-a găsit mort. Și mergând tot așa, l-am văzut pe dânsul jos. Unde era? Pus la pământ, lângă un copac. Am crezut că doarme. Și l-am atins, am pus mâna pe el și am văzut că el era tare. Da. Am observat doar o bucată de sârmă, de vreo 30-40 de centimetri, era agățat în copac. Ce v-a spus ulterior la poliție? A zis că el singur s-a spânzurat, dar nu a avut cum să spânzure. El n-avea nici o leață, nici la gât și cum ședea el jos, eu nu cred singur să mă șez. Pe creangă trebuie să rămâie coaja să se ieie, dacă... Și nu era luat coaja. După... Deci nu erau niciun fel de zgârieturi sau semne? Nu era. Vă reamintesc că în această seară discutăm despre moartea lui Gheorghe Moraru, de 16 ani, din Frumușica, raionul Cahul. În urmă cu 3 luni, băiatul a plecat de acasă, iar după o zi de căutări, corpul lui a fost găsit într-o pădure din apropierea localității. Oamenii legii se înclină spre versiunea unui suicid, însă rudele băiatului nu cred asta și spun că Gheorghe putea fi omorât. În scurt timp veți afla ce spun cei care sunt bănuiți de crimă. Iar acum, în platoul nostru va intra verișoara băiatului decedat, Valentina. Apropiații lui Gheorghe au pornit propria lor anchetă, iar tânăra ne va povesti ce au reușit ei să afle până acum. Valentina, te așteptăm!
Bună seara, Valentina, îți mulțumim că ai venit astăzi la noi. Te rog să ne spui, eu știu că tu crezi, practic, cu convingere că Gheorghe a fost omorât și vreau să ne povestești de ce. Da, desigur, eu când am aflat ce s-a întâmplat, adică a decedat Gheorghe, am telefonat-o pe doamna Natalia și am întrebat unde se află și mi-au spus că pe drum la Cahul să ajungă la morg. Eu deodată m-am dus acolo și am ajuns într-un timp cu ei. Și când l-au dat jos din bus să-l duc acolo, prima ce am atras atenția asta au fost genunchii lui, deoarece avea bătături la genunchi și erau plini cu pământ. Și am întrebat... Anume genunchii, nu... Anume genunchii. Fața corpului eu nu l-am văzut, deoarece era stupat, dar când l-au ridicat, el era niște șorți scurți. Și am observat genunchii lui, la ce am atras atenția. Și după asta am ieșit de acolo, normal că eram într-o stare de șoc, când am aflat toată asta. Și am întrebat ce s-a întâmplat, cum l-au găsit și mi-am dat seama că nu avea cum, chiar și ok, să facă el singur treaba asta, nu putea să o facă în genunchi. Și mi-au zis că l-au găsit la pământ culcat. Unde l-au găsit? Noi am fost la fața locului, a doua zi. M-am mers acolo în sat, am mers la fața locului și m-am uitat că acolo jos era iarbă, nu era pământ. Dacă omul moare, corpul înțepenește. Dacă înțepenea acolo, era să-i rămâi urme de pământ și urmele de la iarbă. Dar el nu avea aceste urme. Dar după cum? Care... Zici că erau urme de pământ? Era un pământ de ăsta petros. Și cum stai mult timp? Adică dacă ai sta pe el, îți rămâne ca găuri. Și găurile astea erau pline cu pământ. Dar acolo era iarbă și iarba era verde. Putea să-i rămâi vărgile astea sau niște ceva linii de la iarbă, nici cum de la pământ. Și am întrebat ce fel de sârmă a fost, cum, în care creangă s-ar fi făcut chestia asta. Și Constantin mi-a arătat, noi am luat o sârmuliță așa mică și pur și simplu ne-am suit în copacul cela, m-am suit pe creangă, m-am lăsat, creanga ține că era verde, adică kilogramajul poate să-l ție. Dar când am luat sârma și pur și simplu am izbit-o puțin, coaja de la copac s-a tăiat și a rămas urmă. Ați făcut un experiment, da, eu așa înțeleg, o să vedem experimentul vostru pe care l-am filmat. Dar totuși eu vreau să înțeleg și tu și Natalia, să-mi spuneți ce versiune despre cele întâmplate v-ați făcut voi? Ce credeți că s-a întâmplat? Eu mi-am făcut o versiune și un gând că cineva și-ar fi bătut joc moral de el, adică psihic cumva, l-au ținut într-o casă părăsită acolo, nu departe de locul unde noi l-am găsit și acolo nu trăiește nimeni prin apropiere, nu se duce nimeni, adică orice, tot ce e posibil să-l ținut acolo și bătut joc moral de el, poate s-a râs cumva sau nu știu ce a fost, poate a vrut cumva să-l sperie și nu l-a strâns prea tare sau cumva și... Și crezi că anume acei răufăcători, criminalii, de fapt, ei l-au strangulat? Da, noi avem bănuiți, dar nu putem, nu avem nicio demonstrație că ei au făcut-o. Dar cum ar fi ajuns în... Băieții pe care noi îi bănuim au motociclet. Noi ne gândim că poate l-au pus, s-a întâmplat asta noaptea, deja venea dimineața, putea cineva să treacă cu oile pe acolo sau cu vitele și să-i vadă și ei din sperieturi, ei nu mai au avut timp să plănuiască cum să-l ascundă sau cum să-l lese și ce să fac. Și pur și simplu noi credem că l-au dus că de la casa e părăsită, dacă ei pindeau, pe de-a dreptul poate să-l ducă drept acolo și l-au aruncat. Și pur și simplu au făcut ca o sinucidere. Deci noi ne gândim deci așa... Au insinuat un suicid, au înscenat un suicid. Da, eu cred că da. Dar zi-mi, te rog, de ce anume v-a dus gândul la acea casă părăsită? De ce ați legat... Deoarece pețișul care l-am văzut eu în... Adică eu am întrebat-o pe sora lui. Unde puteau ei să-l ții, dacă s-a întâmplat așa, unde puteau să-l ții, unde putea să se întâmple asta? Și ei ne-au spus de casa aceea. Și noi când ne-am dus acolo, când am văzut pietrișul de jos, mi s-a aruncat în ochi genunchii lui. Adică fix același pietriș era și acolo în casa aceea. Acum hai să vedem clădirea despre care ne povestiți. Atenție! Că el a fost ținut în clădirea asta părăsită, deoarece pământul care este aici se seamănă foarte tare cu pământul de la genunchii lui. Și locul se află drept de aici, Iana, drept în deal la vreo câteva sute de metri. Ia câte, uitați-vă, aici Iana este uscat. Ia câte uscături de astea el avea pe pământ, uitați-vă, bucățele de astea el avea.
fix așa pe trișera. Hainele lui Gheorghe erau murdare, nu erau curate. Ce erau murdare? Tot așa de țărnă. Țelul de praf, parcă a fost tăvălit. Și dacă vedeți, prin prejur nu sunt case, adică chiar strici sau ceva, nu te aude nimeni. Aici erau foarte multe urme. Urme din încălțăminte proaspătă. Că dacă stai pe el, el îți rămâne urmă. Dar pe trișul de ăsta nu era pe iarbă. Și dacă era să fie iarbă, el să rămâie și acolo. Eu vreau să vă zic că pe lângă versiunea care ați ales-o dumneavoastră, deci mai este încă o versiune. Deci noi putem să avem prin strangulare, adică când el singur, mă bine zis, când o forță a treia pe dânsul îi face asfixie, el strânge la gât, este prin spânzurare, când el singur se spânzură, dar mai este și altă chestie. El putea fi adus la aceea ca să-și facă suicid. Deci ați început, drept la început să spuneți, ați dus la pământ și mai departe, deci putea să-și bată joc și mai departe. Pe mine mă interesează problema de ce v-ați gândit că ar putea să-și bată joc față de un copil care nu a atins musca în viața lui. Aflăm asta imediat, dar mai întâi să vedem experimentul pe care l-au realizat rudele băiatului decedat. Atenție la ecran. Noi ne-am cățărat sus și pur și simplu am aninat țărma ce e acolo și am țas-o cu mâna. Și când am țas-o cu mâna, s-a tăiat coajra de la copac. A rămas deodată semn că s-a tras. Nici de cum nu poți să te rostogolești peste cap, să ajungă picioarele încolo și capul aici. Asta nu e posibil. Și chiar și dacă cumva să presupunem, el era să zgârie. Dar el nu avea zgârieturi. Ca să înțeleg și anume acest experiment și celelalte detalii vă fac să credeți că Gheorghe totuși a fost omorât? Da. Da. Deoarece toate circumstanțele arată la asta. Nu, nici de cum nu se putea să întâmpla acolo. Și acum să ne spuneți și pe cine bănuiți de omor. Ce motive ar fi avut să-l omoare pe Gheorghe? Un băiat de 16 ani, copilăros, așa cum ni l-au descris. După câte am auzit, adică sunt doi băieți în sat, doi frați, care au făcut un furt, au comis un furt. Și Gheorghe respectiv a văzut cum au furat ei. Și când a venit poliția să interogheze la cine s-a furat și cum, el a spus la un verișor de-a nostru că eu știu cine a făcut. Adică el a spus că eu am văzut cine a făcut, eu știu asta. Și noi ne gândim că poate băieții aia au auzit și pentru ca să nu-i denunțe la poliție, că ei au mai avut anterior probleme, și ca să nu-i denunțe la poliție, adică ar fi putut să facă fapta asta. Și încă un dubiu ne face că, adică aceștia doi tineri nu au mai ieșit cu motocicleta aia deloc mai mult. Au cumpărat altă motocicletă și anume motocicleta asta au vrut să o cumpere înainte de asta Gheorghe. Și a început să strângă bani, adică a lucrat toată vara și a început să strângă bani. Și nici banii nu s-au găsit acasă care el i-a avut strânși deja. Să vedem ce ne-a povestit nou verișorul, da? Da. Lui Gheorghe, despre care ziceți că Gheorghe i s-ar fi mărturisit despre acel furt. Dorin Rusu, așa se numește băiatul, să-l auzim. Și m-am întâlnit cu dânsul venit la magazin. Și a zis că ai văzut poliția? Zic, da, am văzut-o. El mi-a zis că eu te ești o frază, zic, dar tu de unde știi? Și l-a zis, nu-ți spun, asta îți spun altă dată, eu mă grăghesc, să duce, era cu bicicleta. De cine nu mi-a zis că a furat? De b***are ești, nu de partea, de centru trăiesc, că ei e tipă furat. Eu nu știu de unde știe el asta. Tu ai mi-ai spus după asta informația asta cu cuiva? N-ai spus la eu nici n-am dovedit. Colegii mei au mers acasă la oamenii care au fost prădați să vedem ce ne-au povestit ei. Sfarcă, bizopil, dreli, bulgari și mari și mic, și șurupaviori și... dar multe de toate, adică. Au în valoare de 24.000 de lei. Este s-a vândut la cumrat. Adică presupunem cine. Dar unul are 17, dar unul, nu știu precis, 18, 19. Pentru că au fost tare buni prieteni cu băieții mei. Tot spun că sunt numai ei, numai ei. Dar ei știau băieții și știau unde se află cheia, okay, unde știau? Știau. Chiar știau că veneau în ultimul timp când au fost la noi. Credeți că furtul noastră are legătură cu moartea băiețelui ăsta care găsit? Adică mai mulți care îi aud spun că da, poate fi, pentru că a spus că Jorică o știut și nu au fost aici la noi. Tot satul dau pe dânși. Mai multe, ei fac răle.
Poliția nu face nimic, absolut nimic. Eu de când sunt acasă, nimeni nu ne-a dat un răspuns. Vreau să admir perspicacitatea dumneavoastră, cum ați făcut și acel experiment, dar nu mă faceți, vă rog, furios dacă îmi spuneți că poliția nu v-a interogat pe acest subiect, pe dumneavoastră. Nu. Nu v-a interogat? Nu, eu nu am nicio chestie în dosadă asta, adică niciodată nu m-a întrebat absolut nimic. Chiar și pozele ca de noi le-am făcut cu urmele de motocicletă, care duceau de la fapta locului unde s-a întâmplat până în spatele grădinii la acești oameni. Adică eu știu că dacă tu ești cu motocicleta în sat, ești pe partea normală. Tu n-ai să ieși din fundul grădinii să o iei pe dealul și anume să te duci la locul celă. Tot nu s-a interprins nicio măsură. Le-am dat telefonul lui Gheorghe. Am zis că poate are ceva în el. Poate a primit un mesaj înainte de aceasta de la cineva. Dar nu s-a interprins absolut nimic. Între timp, ni s-au adus cele două scrisori pe care le-ați primit de la procuratură. Domnule Dron, vă rog să ne spuneți la ce concluzie ați ajuns după ce le-ați citit. De scrisorile pe care ne le-a prezentat doamna, desprindem că la 19 octombrie 2020, procurorul de caz a dispus neînceperea urmăririi penale. Neîncepere pe motive că nu sunt semne de săvârșirea unei infracțiuni. Prin altă scrisoare, din 12 noiembrie 2020, Natalia Rusu este informată că, în urma plângerii probabil depuse de către dumneavoastră, procurorul ierarhic superior a dispus totuși începerea urmăririi penale și, atenție, în temeiul articolului 150, alineatul 1, pe faptul determinării intenționate a sinuciderii soldată cu sinuciderea minorului Gheorghe Moraru. Aici e mai aproape de versiunea pe care a invocat-o cu câteva minute în urmă domnișoara în studio, că s-ar putea că cineva să-l determina pe acest copil să se sinucidă. A venit momentul să auzim cum răspund acuzațiilor cei doi frați pe care rudele lui Gheorghe îi acuză de omor. Noi am reușit să discutăm cu unul dintre ei. Atenție la ecran. Când eu și mai eram acasă. Eram la lucru pe deal. La cules. Citeam, crezi că îi glumesc. Și când încolo după asta el era glumesc, maladeț. Dar tu ai frate mai mare, nu? Da. El e psihotare. Unde? La Polonia. Dar cum s-a dus fratele tău în Polonia dacă e carantină? E făcut de aici documente, tata e prin lege s-a dus. Eu chemat de col firma, să înțeles. După aveți motocicletă? Noi, da. Două eu am. Tu ai motocicletă? Da, două. Uite, una, vedeți? Una și mai încolo încă una. Două motociclete. Băieți, la mine a trăit foarte bine cu băietul lor. Că el de multe ori spune, tot satul știe, toți băieții care el s-a jăluit, că o să eu mă duc și mă spunzur. El își era motobloc și ceva. Și nu i s-a dat voie să iei... Băieță mie l-a bătut? Da, așa am auzit. Nici într-un caz. Nu. Nici nu a avut timp. Băietul când a venit, a stat în carantină, după ce a stat în carantină, noi pe locul ăștia în câmp. Eu am 20 de oameni marturi. Eu sunt pregătit pentru asta. Ce ziceți că sunteți pregătit pentru asta? De atâta că am auzit vorbea. Tocmai de asta. De ce ar avea motive ca să zic că anume feciorii dumneavoastră ar fi avut ceva cu Gheorghe înainte ca el să moară? Răspunsul nu găsesc la asta. Între feciorul mai mare al dumneavoastră, cu feciorul mai mic sau mai știu eu, cu altă rudă, ar fi furat niște instrumente de undeva. Este așa ceva sau tot îți zvonă? Doamnă, eu la asta de acum nu mai răspund. Cinstit. Liberați-vă, rog, o gradă și asta e tot. Da, încă dacă și din privința asta, de acu' asta, da, vă rog, liberați-o gradă. Hai! Da. Cum puteți să dați vina din privința la copiii mei? Ia, hai, o gradă! Din spusele mamei se vede clar că și mama știe, și băieții știu despre ce... Pentru că sunt zvonuri în sat, n-ai cum să nu știi. Gheorghe o transmis. Să-i fie țeana ușoară, dar o transmis că el o văzut sau îi bănuiește pe dânșă. Deci, faptul e alt chestie, că mă miră de ce până acum, deci mama n-a fost chemată la organ de urmărire penală, în primul rând să fie recunoscută în calitatea ei de succesor a victimei, ca să facă cunoștință cu toate materialele, să vadă și expertiza, ca noi azi putem să ne spunem asupra expertizei. Este expertiza medico-legală sau nu este? Să zicem că Valentina, că mama, n-a văzut urmele pe gât.
Păi de dacă se strangulează omul, ele se fărâmă înăuntru, să zic așa moldovnește, adică se aduc, deci, leziuni înăuntru organului. Deci urma ca medicul la fața locului să stabilească acest lucru, că e de... Deci datoria medicului și datoria organului de urmărire penală stabilească două lucruri. Primul, motivul morții, de la ce, de ce a dat omul. Și a doua, mecanismul morții. Cum el s-a produs? La astea două întrebări trebuie să răspund organul de urmărire penală și să spui. Și atunci o să știm dacă îi forța a treia să-i cătem pe persoanele astea, dacă îi, deci, a fost adus la sinucidere, cine l-a adus la sinucidere, dacă e sinucidere, să-l lăsăm în pace și să o tehnească. Așa, dar eu mai am încă o întrebare către Natalia. Dacă ați observat această mamă a celor doi băieți pe care îi bănuiți de omor, a aruncat o frază. A zis că Gheorghe ar fi spus la tot satul, sau cel puțin celor doi, că se duce să se spânzure, că vroia să se spânzure, că nu știu ce acolo a avut. Spuneți-mi, vă rog, este foarte important. Băiatul dumneavoastră, vreodată, a mai avut vreo tentativă de suicid? Niciodată. Eu nu l-am auzit. Eu prima dată o aud pe dânsa, să zic așa vor. Dar lasă, vin în sat să întrebi oameni, mahalaua să întrebi și fel de copchel și dacă o auzit. Dar deși ei fug, cum ne văd copiii aia, cum ne văd pe noi, ei fug de noi. Dar până atunci nu fugeau? Nu fugeau. Dădea noroc cu soțul, tot normal, dar nu ia cum ne văd, ei fug de... Eu am mai dat niște întrebări, niște oameni, că deși tot tineret a fost la mormântare, dar voi n-ați fost. Și doar eu zis, că doar ați știut că băietul îngroapă în ziua cu tare. Și eu... Făstășit și-o ieșit și-o plecat de la magazin. M-a indignat faptul cum au luptat poliția la locul unde s-a întâmplat tot. Adică nici la 10 metri nu erau, ei afumau, au aruncat pachetele de țigări. Adică fără ca să-mi conjoare. Oricine dorea putea să meargă acolo, să calci, să uite mai aproape. Și medicul legist. Mi s-a spus deodată că este o strangulare. Și noi l-am întrebat. Și el nouă ne-a lămurit. Ca voi să înțelegeți, strangularea, eu zic că când îl gâtui, adică. Cineva. Dar spânzurarea a zis că îi sar două discuri astea din spate, sunt sărite. La el a fost tot spatele întreg. Și când mi-a dat a doua zi foaia, că avem și poza la foaia dată, să scrie spânzurare. Asta și ne-a indignat. Deci au fost două versiuni, da, de la același specialist, doar că vociferat oficial, una și oficial celălalt. Da. Avem deocamdată o certitudine. Certitudine este că sunt multe întrebări. O altă certitudine că mama acestui copil, prietenii acestui copil au dreptate. Nu este acolo un suicid, așa cum le s-a invocat inițial. Lucru despre care spune... Lucru despre care spune și procurorul Adrian Taburcean, care spune în ordonanța sa: a fost o anchetă pripită, incompletă, și faptul că a fost pornită urmărirea penală pe articolul 150, ceea ce înseamnă determinarea la suicid, ori acest lucru este cu totul altceva decât suicidul, este dovada faptului că rudele, mama acestui copil, au dreptate. Întrebarea este, pentru noi toți, de ce cu atâta grabă acești procurori, unul din acești procurori, nu pe toți să-i punem într-o oală, fiindcă unul încearcă, Adrian Tăburceanu, să-și facă miseria până la capăt, altul o face cu jumătate de măsură, dar un mesaj pentru dânsi ar fi: țara asta nu are nevoie de procurori să judece dosare, țara asta are nevoie de procurori să judece destine. Lucruri de care se pare că deocamdată mama acestui copil nu a avut parte. Este destinul unui copil care nu mai este. Este destinul acestei mame. Poate fi marcată viața în continuare și pentru acești tineri. Ori mesajul pe care pot să le transmit autoritățile în țara asta, nu poate nimeni să plece de la răspunderea penală dacă a comis. Și noi facem tot posibilul. Da, nu suntem autoputernici, dar faptul că facem eforturi, asta ar trebui să fie mesajul. Că nu sunt indiferenți. Deocamdată, indiferența este cea care ne omoară. Și probabil indiferența l-a și omorât pe acest copil. Domnule Dron, ce ați putea recomanda familiei în aceste circunstanțe?
eu cred că este un lucru bun ca un apărător să continue, fiindcă lucrurile sunt tulbure aici și până la capăt eu cred că nici această determinare de suicid nu este, grație acelor investigații pe care le-a făcut tânăra. Să vedem acea expertiză, dacă a fost efectuată a corpului întreg, fiindcă aici avem numai expertiza ceea ce ține că ar fi avut loc o strangulare. Important este să vedem în complex, să nu judecăm numai după un element, să vedem dacă au fost examinate acele părți ale corpului despre care a vorbit prietena acestui copil sau ruda acestui copil decedat, verișoara. Să vedem cum a fost efectuată cercetarea la fața locului și întrebare, până la urmă, a fost efectuat în cadrul acestei anchete un experiment. Domnul Coval înțelege despre ce vorbesc. Un experiment la fața locului. Este posibil, prin agățarea unei persoane de o cracă, care se rupe mai apoi, să ajungă în poziția corpului în care se afla copilul care a fost găsit în ziua cutare. E un element obligatoriu care trebuie să fie făcut în cadrul acestei anchete. Dar și pe care l-au făcut rudele și nu poliția? Păi, asta este, te face să fii furios. De ce încearcă oamenii să facă ceea ce ar trebui să facă instituțiile statului? Mulțumim, domnule Dron. De cert este un non-profesionalism total al poliției pe cazul dat și cu păreri de rău nu este primul, știu că nu este ultimul, și un dezinteres care merge cu un fir roșu, dezinteres față de cazul cu furtul, în continuare dezinteres față de cazul cu omorul, poate sunt legate, poate nu, dar cert este că nu vor sau nu trebuie. Sau nu trebuie să ajungă la o concluzie, deci asta este ideea mea, că altfel nu pot fi atâția angajați care duc într-un stupor total deja două cazuri. Eu știu că după această emisiune va fi tradițional un succes și o victorie. Se va rezolva totul absolut corect și în conformitate cu legislație. Deci asta este emisiunea și firul roșu al emisiunii date. Îmi pare rău că trebuie să fie emisiune pentru a fi sesizate toate organele de recepție și să rezolve o situație, dar asta e Moldova. Dumneavoastră aveți de trăit cu o durere foarte mare toată viața și îmi pare foarte rău că noi nu putem să o recuperăm. Putem doar să ajungem la o dreptate care știu eu că va veni în curând. Aici încheiem, liniște și pace, vă doresc să aveți pe cei dragi mereu alături.